Salut, prieten pescar! Mă aflu pe balta de la Sânt Paul. Ieri am primit informația că s-a dezghețat balta. N-am ezitat nicio clipă. Imediat am venit pe locul faptei să fac o partidă de cărășeală și de plătică. Spre marea mea surpriză, dimineață totul era acoperit cu zăpadă, dar a început încet să încălzească vremea. S-a topit, în munți, pe dealuri se vede încă că e zăpadă, dar oricum nu prea afectează temperatura apei, că e oricum foarte rece. Astăzi o să pescuiesc la finețe, la metod, dar în primul rând vreau să vă prezint noile momeli metod, care deja sunt în comerț, care sunt foarte potrivite pentru pescuitul în apă rece. Vorbesc de metod egurile. De fapt, ce sunt momelile respective, nu mai are o formă clasică, nici textură clasică tare ce au momelile clasice de metod. E foarte maleabil, are un gust dulcea cu o aromă foarte intensă și în recipient se găsesc două mărimi de la 6 și 8 mm, ceea ce face potrivit pentru un pescuit de finețe la metod în apă rece. Despre momeli o să mai vorbesc pe cursul partidei, cu ce cârlic, cu ce spin trebuie folosit, dar trebuie să încep și partida pe ziua de azi și nu pot să mă apuc de pescuit până nu pregătesc nada. Pe ziua de azi am pregătit două năzi din seria metod, respectiv Black Halibut și Scopexul. Am ales nada asta că Scopexul e o nadă dulce cu făină de somon și ton, adică cu fish meal, și o să folosesc Black Halibut ca să închid puțin la culoare. Este foarte important că apa după dezgheți tot timpul este mai deschisă, mai limpede și peștii sunt mai fricoși. Deci trebuie să fac cumva să fie o nadă mai închisă la culoare, care dă o încredere ca să la pești, ca să vină pe vat. O să folosesc un procentaj, un pachet de seria metod Scopex și jumătate de pachet Black Halibut. E suficient să facă o culoare mai închisă. O pungă de Scopex și jumătate pungă de Black Halibut. O să amestec în stare uscată. Când o să primească puțină apă, o să vedeți că o să fie mai închisă la culoare. Aș putea să fac ca să bag colorant, dar nu vreau să pun chimicale în nadă. Vreau să fie cât mai naturală, o combinație de nadă dulce cu Black Halibut. Locul ales de mine e la Nimereală, nu e ceva specific, m-am pus aici. Distanța de pescuit am reglat la 30 de metri, prag nimica nu există la distanța respectivă. Așa consider că se poate practica un pescuit plăcut și când bate vântul, tot aceeași precizie am. Pragul undeva este la 12 metri, deci nesemnificativ pentru mine la distanța respectivă. Nu vreau să pescuiesc cu feeder la 12 metri, pentru distanțe respective există plutăreală. Echipamentul ce o să folosesc, Benzar Competition Feeder, lungimea 3,90. Mulinetă Ecosima de 4000, o mulinetă foarte fiabilă, pus pe el fir metod de 0,22 de mm de la Carp Expert, coșuleț metod clasic de la Energo Team, cârlic Excalibur numărul 12 și spin de 7 mm. Totul e pregătit, nada s-a umectat. Înainte să încep partida o să ne nădesc prealabil 4-5 coșulețe. Pe perioada de primăvară, prima dată, mai bine nădiți mai puțin, că există pericolul supranădirii. Dacă peștele cere pe parcurs, atunci puteți să mai nădiți, dar
Nu cred că e cazul, e foarte rar să fie problemă că n-are suficientă nadă pe vat, dar o să vedem. 4-5 maxim, încercați să luați un reper, după cum se vede pontonul pe malul celălalt, ăla e reperul meu, dar la 30 de metri nu se pune problema să nu am precizia necesară ca să pescuiesc la distanță, la punct lovit, punct ochit. Am ajuns la punctul, după mine, cel mai important la pescuitul de metod. Am ajuns la momeală. Foarte mult începători greșesc că pune momeala pe spin, încarcă metodul, lansează și nu are trăsături. Deci acolo trebuie să știm ce se întâmplă sub apă. Întotdeauna am un borcănel sau un recipient cu apă lângă mine și verific tot timpul cum stă momeala cu gârlegul. Deci vă prezint aici, vedeți, e foarte important gârlegul să fie pe jos și momeala e în suspensie numai cu spinbait-ul. Deci când e încărcat momitorul, când se desface nada, numai momeala o să fie deasupra mormanului de nadă și atunci mănâncă crapul. Dacă momeala respectivă are frotabilitate mai mare și ridică, saltă cârligul, atunci o să avem trăsături, că nu toți peștii stau și se hrănesc pe fund, dar sunt cazuri că chiar nu prindeți pește, deci porniți întotdeauna din premiza respectivă că trebuie să verificați momeala și să fie echilibrat și în armonie cu cârligul respectiv. Cum v-am zis, ex-urile sunt două mărimi, metod ou, tradus mai pe bine, și varianta de 6 mm folosesc și cu cârlig de 14, cu spin de 7 mm, când mănâncă foarte fin. Dar marja ce se poate folosi la mărimea cârligelor, de la 10 până la 16, e foarte ideal. Cum am zis, două mărimi, 6 și 8 mm. Deci, repet, neapărat să verificați momeala, să nu ridice cârligul, e foarte important. Deja am și prima trăsătură. Să vedem dacă care specie am reușit să păcălesc. Până se strâng peștii pe vat, să vorbim puțin de istoria ex-ului. După cum v-am mai zis de mai multe ori, până ajunge o momeală la forma finală, poate să treacă 2-3 ani, nicio problemă. Tot timpul încerc să mă perfecționez ca să scot o momeală care nu are concurența, ca să știu că funcționează tot timpul bine și se prinde pește. La început, oricum vedeți, metodexul cum arăta, avea o culoare așa mai palidă, nu era deloc plutitor. Pe parcurs am ajuns ca să aibă un colorit mai intens. Aici deja putem să zicem că avea culoarea bună, dar încă nu avea consistența perfectă ca să stea pe tijă. Și la forma finală, cum vedeți deja, ce culori intense, foarte aprinse, au devenit momele semiplutitoare și sunt critic echilibrate ca să
stea deasupra fundului cu bait stingul sau și cu gumă soft care se pune pe momeală. Deci vedeți că în atelierul meu sunt puse la o parte tot timpul momelile vechi, tot mai verific și pe parcurs să văd unde au ajuns. De ce trebuie știut că metod exurile sunt ținute în 5 ml de dip aici. Important este ca să menține tot timpul consistența lui, ca să fie o textură mai maleabilă, elastică, să, și tot timpul să aibă o aromă intensă, ca să fie mai atractiv pentru pești. O momeală foarte reușită, când o să pescuiți cu ele o să vă dați seama că nu puteți să faceți asemănare la nicio momeală clasică metod, o să aveți surprize plăcute. Ce trebuie să știți, cum am zis, trebuie să reglați momeala tot timpul să fie în echilibru perfect cu cârligul și cu forfacul. Iată că a venit și primul caras. I-a plăcut exul cu aromă de ananas. Urmează să încerc și alte arome, din câte știu și după ce am văzut în teste, la caras îi plăcea la nebunie cu aromă de ciocolată portocală. O trăsătură frumoasă la, cu aromă de ciocolată portocală, scurios ce pește am reușit să păcălesc. Mulți pescari zic că nu contează momeala și aroma la pescuitul de metod, dar asta nu e adevărat. Vedeți ce frumos stă egul de ciocolată portocală în gura plăticii. E raritate să rămână pe tijă, că are o textură moale, dar nu e nicio problemă să puneți alta, că aveți aproape 100 de bucăți în recipientul respectiv, ceea ce înseamnă 100 de pești. Vedeți că a dat în el, trăsăturile sunt foarte timide, cum vedeți și vârful e foarte puțin tensionat, nu prea sunt agresivi. Dacă lăsați, vedeți, uite ce finuț întinde, vedeți, în curând se auto-înțeapă practic, ați văzut.
folosit scaunul pe post de saltea. Bine, glumesc. N-am vrut să scot ca să rănesc inutil peștele. Mă bucur că am reușit să prind și primul crab anul ăsta de pe balta St. Paul, unde sunt crapii mari și vestiți. Am zis undeva avea un 8-9 kg, hai să zicem 10, că n-am avut cântar la mine. Dar continuăm pescuitul pe ziua de azi. Imediat dăm drumul înapoi, are lejer și ăsta 7-8 kg. Pur și simplu au înnebunit de la nadă. După ce am scos de pe vat 2 crap, imediat au venit înapoi carașul și plăticile. Mi s-a părut prea dubios că, uite ce caras frumos, că prea multă liniște pe vat, se vedea clar că crapii au alungat peștii mai mici, e și logic, asta e ceva natural. Caras frumos. Încă o plătică. Cum văd, îi place la ciocolată portocală mai mult la plătică. Aș mai putea să pescuiesc cu aceeași momeală, dar prefer să schimb. Acum, mai ales primăvară, tot timpul e mai bine să aibă aroma mai intensă, proaspătă. Vedeți și lanseta, mișcări lente, am bănuiala că am o cârjancă, se vede că dă din cap cârjancă, plătică frumoasă. Tot la plătică frumos. Muzica.
că a început să răcească vremea, soarele s-a apus deja. A fost o partidă scurtă, undeva 4 ore, 5 ore maxim. Din cauza condițiile meteo am ajuns mai târziu pe baltă, dar am reușit să fac prima partidă pe anul ăsta pe balta de la St. Paul, unde am testat momelile ex, care au fost special concepute pentru pescuitul de apă rece și de primăvară și pentru concursuri unde peștii deja sunt obișnuiți cu diferite momele și cârlige. Cum ați văzut, am prins toate soiurile de pește. La început am pornit pe caraș și plătică, dar mai târziu crapii au dat drumul, au intrat pe vad, au alungat peștii mai mici. Am reușit să capturez undeva la 10 kg 2 crapi. Eu zic că a fost o partidă frumoasă pe cinste, undeva temperatura deja se apropie de minus, strâng bagajele și plec acasă. Până la următoarea emisiune, vă doresc fir întins, la revedere!